Dragi elevi, haideți să analizăm împreună câteva caracteristici ale rețelei hidrografice a României. Să spunem de la început că un rol determinant în evoluția rețelei de râu a României l-a avut dispunerea și simetria unităților de relief. Pentru a înțelege acest rol, să urmărim, într-o prezentare dinamică simplificată, dispunerea unităților de relief ale României. Datorită unor factori specifici, cum ar fi alcătuirea substratului sau a reliefului, cantitatea de precipitații căzută sau acoperirea cu păduri, cu vegetație, cele mai mari artere hidrografice ale României își au izvoarele în Munții Carpați. Excepție de la această caracteristică o au unele râuri ce își au originea în unitățile de podiș, cum ar fi cele din podișul Moldovei, din podișul Getic sau al Dobrogei, iar unele mici râuri chiar își au originea în unitățile de câmpie. În concordanță cu această dispunere și simetria unităților de relief, rețeaua de râuri a României s-a organizat în toate direcțiile. Au o direcție a curgerii radiară. O primă grupă de râuri, puțin numeroasă, se îndreaptă către nord, cum sunt cele din nordul Carpaților Oriental, ce drenează depresiunea Marea Mureșului. Următoarea grupă de râuri se îndreaptă către vest și sud-vest. Acestea își încep cursul fie de pe latura vestică a Carpaților Oriental, fie din Carpații Occidentali. Către sudul și sud-est țării noastre se îndreaptă râurile ce pleacă din Carpații Meridional sau ceva mai puțin numeroase din Carpații Orientali. O ultimă grupă este cea a căror râuri își au izvoarele pe latura de est a Carpaților Oriental sau din podișul Moldovei și a căror cursuri se îndreaptă către estul și sud-estul țării noastre. O ultimă caracteristică a rețelei hidrografice este că, direct sau indirect, toate râurile României sunt tributare Dunării. Sunt colectate deci de Dunăre. Excepție de la această caracteristică o au unele mici râuri dobrogene ce se îndreaptă către litoralul Mării Negre. În final, să urmărim o prezentare dinamică a rețelei de râu a României. Vă rog să reflectați asupra întrebării de mai jos.